Bună și bine v-am regăsit în acest nou filmuleț. În acest filmuleț aș vrea să vă arăt câteva din premiile pe care eu le-am câștigat la anumite concursuri pe Facebook. Înainte participam la concursuri cu adăugări de membri în grupuri, însă acum nu mai particip la aceste concursuri, acum mă ocup doar cu promovări de pagini și aș dori să vă arăt și vouă premiile pe care le-am câștigat acolo. Bună și bine v-am regăsit în acest nou filmuleț. În acest filmuleț aș vrea să vă arăt câteva din premiile pe care eu le-am câștigat la anumite concursuri pe Facebook. Înainte participam la concursuri cu adăugări de membri în grupuri, însă acum nu mai particip la aceste concursuri, acum mă ocup doar cu promovări de pagini și aș dori să vă arăt și vouă premiile pe care le-am câștigat acolo. Voi începe cu această gentuță. În realitate este mult mai frumoasă. Are această baretă, însă se poate purta și așa, tip poștaș. Apoi avem această gentuță care este destul de micuță, roză. Aceasta, care, uitați, are aici niște perluțe. Este destul de încăpătoare, însă nu m-am purtat-o încă. Aceasta roșie, acest rucsac, la fel și acesta este nou, încă nu l-am purtat. Această gentuță este mai mult o gentuță de plajă, însă eu o folosesc pentru a pune în ea obiecte necesare atunci când plec la un drum mai lung. Acest rucsac superb, uitați, acesta din nou un rucsac, la fel este nou, nu l-am purtat. Această gentuță, aceasta este o gentuță de pe Wish, presupun că știți site-ul respectiv. Aceasta, la fel, nu am purtat-o niciodată. Aceasta, din nou, este absolut superbă. Are două compartimente, după cum vedeți aici. Este foarte, foarte încăpătoare. Aceasta, pe care o folosesc de obicei atunci când plec cu băiețelul undeva, pentru că îmi încap multe lucruri în ea. Mai am câteva genți, însă nu le am la îndemână. Apoi avem această perie rotativă de la Rowenta. Nici pe aceasta nu am folosit-o încă, dar am înțeles că este foarte, foarte bună. Apoi avem un NutriBlender de la LifeCare. LifeCare este o firmă foarte bună și are o grămadă de produse bune pe care eu chiar le-am încercat, creme în special. Uitați, așa arată. Iar aici se atașează așa. Uitați că scrie și aici Life Care. Așa. Apoi această perie de creponat. Cred că am folosit-o o singură dată. Aici avem un flex
pentru soț. La fel și acesta, uitați, este nou, nu-l mai scot din cutie. Apoi avem, aici avem o pilă electrică pentru unghii, pentru unghiile cu gel. Nu am folosit-o pentru că eu merg la o prietenă care îmi face unghiile tot timpul, așa că nu am fost nevoie să o folosesc. Apoi avem acest set de la Essence. Este o firmă care are multe produse bune, parfumuri mai ales, cât și creme și alte produse. Uitați, acesta conține acest parfum și chiar miroase super. Aici avem un gel de duș parfumat, tot de la Essence. Iar aici avem un balsam de corp parfumat, tot de la Essence. Miros absolut superb. Apoi avem aceste două cupe de înghețată. Nu știu dacă se vede atât de bine. Acestea le-am câștigat la un concurs de la o fată din, tocmai din Spania. Mi-a fost trimis. Chiar mă gândeam dacă o să-mi ajungă întreg. Uitați, aici are și cupa pentru înghețată. Și undeva pe aici aveam și niște paie ceva. Am, uitați aici sus, aceste roze. Așa. Apoi aici am un set. La fel, este nou. Care arată așa. Iar aici se atașează capetele, uitați. Avem mai multe capete pentru ondularea părului, pentru bucle mai mici. Uitați. Avem și un capăt cu o placă de creponat. Și acestea, la fel, este nou și acesta. Apoi am câștigat această lenjerie care este de la Infinity. Au niște lenjerii foarte, foarte bune, materialele sunt foarte calitative. Aceasta, iarăși, o lenjerie superbă. Aceasta. Aceasta. Și mai este una care încă nu mi-a ajuns. Uitați, aceasta arată așa. Mai am una care încă trebuie să îmi ajungă. Apoi avem aceste portofele. Am câștigat 10, însă multe le-am dat cadou și mi-au mai rămas acestea. Sunt niște portofele care se fac handmade din hârtie și scoci. Uitați. Doar acestea 3 mi-au mai rămas. Apoi, acest parfum de bărbați de la Essence. Miroase super frumos. Acesta de tot de bărbați. Acesta este un tester, dar chiar miroase bine. Acesta la fel, Armani, tot un tester. Acesta este un set Ambre Noir și este set de parfum de la Yves Rocher.
Și este și gel de duș. Miros foarte, foarte bine și chiar persistă mirosul pe piele. Apoi avem acest talisman. Uitați. Aici este un mic Buddha. Și are foarte multe pietre, are pietre Rudraska și alte pietre care sunt benefice. Apoi avem acest parfum de la Dior care este tot bărbătesc și acesta care la fel este bărbătesc, este Invictusul. Presupun că îl știți deja. Apoi, aici mai sunt o parte din produsele care mi-au mai rămas, pentru că și de aici am dat foarte multe cadou. Uitați, aici avem de la Avon un șampon și condiționer. Aici avem niște săruri de baie, o ojă. Eu nu folosesc ojă pentru că îmi fac tot timpul unghiile cu gel. Aici avem o loțiune de corp de la Avon. Aici avem o altă loțiune de corp de la Oriflame. Apoi avem acest ulei de reparare a părului de la Yves Rocher. Apoi avem această cremă de mâini cu lavandă. Am înțeles că este foarte bună. Aici avem o cremă pentru picioare, tot cu lavandă. Acesta a fost un set cu lavandă. Uitați, am și un gel de duș pentru relaxare. A fost așa tot setul. Apoi avem o altă cremă. Este un condiționer. Cred că este tot de la, da, de la Yves Rocher. Apoi avem de la Oriflame o loțiune de corp. Apoi acesta este de la Avon pentru căderea părului. Acesta iarăși este un set, este șampon pentru păr uscat cu nucă de cocos de la Oriflame. Și este un set cu acesta, care este un condiționer pentru tot pentru păr uscat. Un Rexona. Apoi iarăși avem un set care este din Germania. Este tot pentru păr. Este șampon și balsam. Acesta este balsamul. Iar acesta este șamponul. Așa. Apoi avem acest parfum de la Yves Rocher. Această mască de păr este de la firma New Skin. Presupun că ați auzit de ea, este foarte comercializată în ziua de astăzi. Am înțeles că este bună, însă eu nu am folosit-o încă. Am fost și eu o vreme reprezentant la firmă. Aici avem un spray cu aloe vera, tot de la Yves Rocher. Acesta este un deodorant. Aici avem un gel de duș de la Nivea pentru bărbați. O cremă de mâini de la Oriflame cu lapte și miere. Aici avem o altă cremă pentru mâini și unghii cu glicerină de la Avon. Aici avem un parfum
care mi-a ajuns din Franța. Au fost trei. Unul i l-am dat soțului și îl mai am pe acesta și pe acesta. La fel de la aceeași firmă. Aici avem un parfum de la Faberlic care este absolut superb. Aici avem un Pur Blanca. Toată lumea îl știe. Aici avem un parfum de la Avon care este în set cu această loțiune de corp. Uitați, am mai avut încă două. Apoi aici avem un lănțișor de la Avon. Nu l-am folosit pentru că nu-l folosesc eu. Nu port decât aur sau argint pentru că am alergie la metale. Acesta este un ceas superb. Uitați, aici are o cheiță. Apoi avem o pereche de cercei. La fel, nici aceștia nu i-am purtat. Aici avem un lănțișor de argint. Să vedem dacă reușesc să vi-l arăt. Este cu numele băiețelului meu. Acesta l-am câștigat de la o pagină, nu mi-amintesc acum numele. Uitați, și scrie Gabi, numele băiețelului meu. Este un lănțișor foarte finuț. Apoi aici am un inel Swarovski pe care l-am câștigat la un concurs. Uitați, așa arată. Uitați. Aici am o brățară de la Pandora. Este foarte frumoasă în realitate. Cearmurile sunt de culoare mov și un roz deschis. Și mai am încă una. Uitați. Aceste două brățări sunt handmade, dar foarte frumoase. Și mai avem acest fard de pleoape, tot de la Iverocher. Cam atât în acest filmuleț. Data viitoare o să vă arăt și ceva hăinuțe pe care le-am câștigat și ceva perechi de încălțăminte pe care le-am câștigat, sandale și Adidas. Eu vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Încă ceva. Uitați, aici în spate am această plăcuță. Este cu un mesaj. La fel, am câștigat-o la un concurs. Aceasta am câștigat-o și am dăruit-o soțului meu cu acest mesaj. Foarte frumos. Iar aici în spate am o altă plăcuță cu poza băiețelului meu. Uitați, de pe grupul Mom and Baby, se poate vedea jos. Acolo au fost câștigate. După cum spuneam, voi reveni cu un nou filmuleț unde o să vă mai arăt produse pe care eu le-am câștigat, iar dacă doriți, vă pot da și detalii despre cum puteți câștiga aceste produse și cum puteți câștiga concursuri sau chiar promova pagina așa cum fac eu. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, vă rog să-mi lăsați un like, un comentariu, să vă abonați și să-mi dați un share, iar eu vă aștept data viitoare. O zi frumoasă vă doresc!